dimineața, doamnelor și domnilor. Bine ați revenit la o nouă ediție Aventura TV. Înainte de a vă spune unde ne aflăm și ce gânduri avem pentru astăzi de călătorie, am să recurg la un gest omenesc, și anume de a ura între cele două sărbători specifice sexului frumos, adică Ziua Drăgostiților și Ziua Mărțișorului, un sincer la mulți ani domnișoarelor și doamnelor din toată țara și din toată lumea care se bucură, zic eu, de aceste două evenimente anuale și de care ar trebui să fim mândri. Prin urmare, le urez un sincer la mulți ani și tot ce-ți doresc mai mult și mai bun de la viață. Am mai fost în această zonă, iar la această intersecție cu ceva vreme în urmă stăteam de vorbă cu dumneavoastră și vă spuneam că sunt lucruri urâte care se întâmplă pe munte sau sunt și lucruri urâte care se întâmplă pe munte și nu ar trebui să se mai întâmple. Făceam o referire la o grămadă cu gunoi care era nu departe de aici, chiar în această intersecție. Grămadă cu gunoi care între timp a dispărut și m-a bucurat acest lucru, dar nu m-a bucurat că a dispărut gunoiul, ci mă întristează oarecum faptul că anumiți oameni inconștienți aruncă gunoi pe munte și vă spun, repet și am să repet de foarte multe ori, nu este bine și nu este frumos să facem astfel de lucruri, pentru că natura ne primește cu brațele deschise, se mai supără uneori, nu aici, ci mai mult în zona înaltă, dar în general ne primește, zic eu, cu oarește feeling de a lăsa-o așa cum am găsit-o. Astăzi este o dimineață de februarie, răcoroasă, dar fără zăpadă. O să mergem în muntele Raciu, un munte pe care nu l-am văzut niciodată de aproape, întotdeauna l-am văzut de la distanță. Prin urmare, este o premieră și pentru mine. Am o amintire neplăcută cu Raciu, în sensul că ultima dată, sau prima și ultima dată când trebuia să ajung aici, a fost un moment mai nefericit sau mai neplăcut, în sensul că am fost anunțați prin serviciul 112 că avem un oarește posibil accidentat în zona muntelui Raciu. În timp ce ne apropiam de zona cu pricina, tot țineam legătura cu oamenii din muntele Raciu, am fost sunați noi am sunat pe ciobanul de la stână, el era persoana de legătură între noi și posibilul accidentat. Posibil accidentat care era soția ciobanului și care fusese agresată într-un mod destul de violent de către acesta. Însă, mă rog, partea cea mai funny era că, sau a fost că, în timp ce colegul meu Marius Popescu vorbea cu ciobanul respectiv, l-a întrebat în ce stare este doamna, iar ciobanul i-a răspuns foarte sec că nu știe pentru că nu vorbește cu ea. Da, moment nefericit. Între timp, doamna și-a revenit și mi s-a transmis că nu trebuie să ne mai deplasăm până acolo, că toate lucrurile sunt în ordine. Așa că ne-am văzut de drumul nostru spre refugiul Peștera și, mă rog, am tot discutat pe drum despre astfel de evenimente. Da, n-am să mă mai rețin, așa că o să continuăm drumul spre Raciu. Astăzi am eu așa un sentiment că o să avem multe lucruri de văzut din acest munte și pe acest munte și multe lucruri de văzut de jur împrejur. Let's go! Thank you.
revenit, am avut oarește emoții la intrarea pe pintenul din dreapta al Văii Raciului. Mi-a mirosit mie că pe Valea Raciului trebuie să fie potecă ciobonească care să ducă sus la vârf. Între timp am găsit-o, este destul de clară, destul de evidentă. Dar, mă rog, nu ne grăbim foarte tare. O să mai facem pauze din când în când, să vă mai arăt peisaje. Valea este foarte sălbatică și foarte atractivă din punct de vedere turistic. Însă nu este marcată, este evidentă, dar nu este marcată. Valea Raciului, de altfel, ca și Valea Rătăiului și Valea Brătăiului, sunt afluenți mai importanți ai Ialomiței pe partea dreaptă. Și dacă tot suntem la capitolul geografie generală, am să vă spun că masivul muntele Raciu, de fapt, este un munte un pic mai izolat față de restul masivului Leauta, se află în partea de sud a Leautei, fiind delimitat de Valea Raciului și Valea Rătăiului, undeva pe partea de nord. Nu știu dacă o să ajungem să coborâm pe Valea Rătăiului, dar cu siguranță vă promit că pe Valea Rătăiului o să fac o plimbare și o emisiune care cred că o să vă placă. Este la fel de sălbatică și de frumoasă ca și cealaltă văi, să vă spun eu, din zona noastră. Canionul Horoabelor ar fi o variantă, deși este mai diferită ca relief, dar mai sunt și alte văi, Valea Tătarului, pe care vi-o recomand și care este într-adevăr o vale splendidă ca și peisaj, ca și sălbăticie. Da, ceea ce priviți în spatele meu este un perete. Vreau să fac legătura cu alcătuirea muntelui Raciu. Nu știu să vă spun exact, foarte probabil roci cristaline, dar ceea ce este în spatele meu, mai mult gresie spre conglomerat, dar și cu ceva marnă și cu ceva rocă cristalină. N-am să vă împoiesc capul prea mult cu astfel de lucruri, dar e bine să știți că atunci când veniți pe aici și sunteți din întâmplare colecționar de roci, să știți ce colecționați. O să mai stau un pic, pentru că m-am cuibărit aici în frunza asta. Frunza este un izolant, un termoizolant genial. În condiții extreme, dacă rămâneți peste noapte într-o zonă unde nu aveți nici semnal, nu aveți nici haleală, nu aveți nici sac de dormit sau saltea de izopren, frunza este și fânul, dar frunza este un termoizolant la îndemână, care vă poate scoate din multe situații neplăcute. Thank you.
Să știți că pe urcușul ăsta n-am scos nici măcar o vorbă. A dat afară din mine și ultima brumă de slănină ce aveam pe burtă. Destul de greu și sălbatic. Este de departe unul dintre cei mai sălbatici munți pe care i-am făcut vreodată. Și foarte abrupt, stâncoș și abrupt. Și, mă rog, solul destul de înghețat, lunecos. Se ajunge destul de greu. Suntem undeva pe culmea sudică a muntelui Raciu. Sper că nu mai e foarte mult până în creastă. Se văd luminișuri undeva mai sus. Greuț. Greu, sper să merite efortul. Sper să merite efortul. În fine, de jos din Moroieni, de pe muntele Orzea, de pe muntele Leota, Raciu se vede foarte frumos. Dar sunt foarte curios să văd cum se vede de sus. Bănuiesc că nici nu vă aștepta să vedeți altceva, cum nici eu nu mă așteptam. Este ceva care nu știu cum să vă spun. Înainte să zic eu ce am de zis, o să zic că îmi pare rău pentru dumneavoastră că stați acasă. Și, mă rog, nu puteți fi aici cu mine ca să împărtășiți aceste minunății. Și ca să spun și ce vreau să spun, nici nu mă așteptam să fie altfel, pentru că, mă rog, dincolo de prognozele de calm atmosferic de astăzi, simțeam că vremea o să fie frumoasă și că o să am ce să vă arăt atunci când ajung pe creasta muntelui Raciu. Da, suntem chiar pe vârful Raciu, are o înălțime de 1550 de metri, deci este un munte de mărime medie. Creasta principală, după cum observați, face legătura cu... E o legătură oarecum întreruptă cu culmea lungă, care duce chiar spre vârful Leota. În spate, vârful Leota, 2133 de metri, se vede mai bine ca niciunde altundeva. Și dacă tot am început la turul de orizont, o să... Nu știu, am să vin dinspre vest oarecum. Dinspre vest avem Muntele Românescu, Frumușelul, cu următoarea Tâncavei, vârful Leota, despre care v-am amintit ceva mai devreme. Continuăm spre est cu Muntele Sântilia, Muntele Dudele, Muntele Lucăcilă și undeva mai spre nord-est, Masivul Bucegi, cu frumoasele sale văi glaciare, Valea Obârșiei, Valea Sugărilor, Valea Doamnele,
Și în plan mai îndepărtat, vârful Omu, 2505 metri, cea mai înaltă cotă a grupei Bucegi, Leaota, Piatra Craiului. Grupă delimitată, cum vă spuneam în alte emisiuni, de Valea Prahovei la est și de Valea Dâmboviței la vest. Spre partea estică, abruptul prahovean, cu muntele Coștila, muntele Caraiman, muntele Babele, jepii mari, jepii mici, culmea cotei 2000 și undeva mai îndepărtat spre est, dincolo de Valea Prahovei, avem munții Baiului, munți care se aseamănă foarte mult cu munții Leaota. Și în planuri mai îndepărtate, fiindcă tot avem vizibilitate, diversi munți ai Curburii, spre munții Buzăului, iar ceva mai încolo, spre estul îndepărtat, munții Vrancei. Spre sud, o să continuăm cu alte culmi, ceva mai joase, muntele Măguri. Spre sud, lucrurile sunt oarecum la fel de clare. Avem muntele Brândușa, puțin mai jos, muntele Sanatoriu, iar trecând dincolo de Valea Ialomiței, pe versantul drept, avem culmea Măguri, care coboară oarecum spre zona Cucuteanca, o zonă interesantă, o zonă frumoasă. Și revenim spre vest, unde culmile sudice ale subcarpaților de Curbură se opresc undeva spre Valea Dâmboviței, iar în plan mai înalt, vârful muntele Rătunei și muntele Leaota 2, așa este numit de către ciobanii runcieni care vin cu oile pe timp de vară în zona Leaotei. Cam atât pentru moment. O să facem o pauză, merităm o pauză, după care o să revenim și o să mai depănăm lucruri interesante despre muntele Rătunei. O să servim și masa de prânz. Sper să găsesc stâna, fiindcă în muntele Raciu este o stână care nu știu cât de frecventată este de cioban vara, dar sper să arate bine. O să o căutăm, sper să o găsim și să luăm bine meritata masă de prânz acolo unde este mai frumos și mai plăcut. Revenim! Așteptată mică creasta muntelui Raciu, adică vreau să vă spun că se merită să veniți până aici, priveliștea este fantastică, dar să nu vă așteptați să faceți prea multă drumeție, fiindcă nu prea aveți unde. Golul alpin este destul de restrâns,
de pe vârful Raciu și până în capătul nordic al crestei, să zic că sunt suficiente 30-45 de minute, deși poate exagerez. Însă nu pentru asta cred că se merită să veniți aici, ci pentru faptul că chiar aveți ce vedea de pe acest munte. În spatele nostru un lucru care l-am omis, de fapt n-am omis când v-am spus de muntele Rătunei, chiar în spatele meu. Ceea ce am omis a fost faptul legat de obârșia Văii Raciului, Valea Raciului, care delimitează muntele pe partea de sud-vest, iar pe partea de nord-est avem Valea Rătăiului, vale care și ea este un afluent destul de important al Ialomiței pe partea dreaptă. Obârșia Văii Raciului este de undeva din zona curmătura Tâncavei, iar de aici străbate o zonă destul de abruptă între muntele Raciu și muntele Măguri, după care ceva mai jos se varsă în râul Ialomița. Chiar mi-e foame și vreau să cobor la stână, fiindcă am un lunch ceva mai special. Nu prea este indicat pe munte, dar este al naibii de gustos. Așa că hai să mergem! Există o veche vorbă românească, neaușă, să nu mergi la pomul lăudat cu sacul. Cam asta am făcut eu acum. Am venit la stâna de pe versantul vestic al Raciului cei drept, unde, după cum o vedeți, este foarte, foarte probabil să fie sezonieră. Sezonieră, cred că, mă rog, numai pe timp de vară, dar sezonieră și la propriu, adică nu poate fi funcțională decât numai pe perioada verii. Pe timp de iarnă, dacă ai ghinionul să ajungi aici pe înserat, n-ai absolut nicio șansă să te adăpostești. În schimb, mai sunt variante. Ai o hareapă, adică un adăpost al ciobanilor care păzesc oile pe timp de noapte, care cred că este destul de funcțional. Și în spate un bordei, care cred că este folosit tot pentru odihnă, odihnă între ghilimele, vă dați seama ce odihnă au ciobanii vara când ei păzesc oile de animale sălbatice. Hareapa nu arată foarte rău. Are și o saltea, deci este funcțională. Pentru două persoane, în regim de refugiu, cred că poate fi foarte utilă.
folia de plastic este destul de țapănă. Ce să mai adă, poți serios. Numai să fiți doi, dacă sunteți patru, atunci recurgeți și la bordei, o să mergem și în bordei imediat. Bordeiul este aranjat în stilul, cred că tirolez, deși în Tirol n-am văzut astfel de adăposturi. Stilul de adăpost cu acoperiș în două ape este specific tirolez, dar ceea ce este pus deasupra, adică aceste glii, am văzut în Alaska, sunt foarte sănătoase pentru că pe timp de vară țin umbră, iar pe timp de iarnă țin căldură. Deci este un sistem termic destul de tradițional, dar și sănătos în același timp. Și destul de bine izolant. Înăuntru avem două opriciuri. Sunt două opriciuri care pot fi folosite fără probleme, însă în condiții destul de înghesuite. Da, n-avem stână în raciu pe partea vestică, dar avem un bordei sănătos care poate fi folosit fără niciun fel de problemă pentru 4 persoane și cu încă 2 în hareapă, 6 persoane pot nopta aici în condiții de bivuac, cu sac de dormit, cu salteluță de izopren. Să fiți siguri că aveți pe timp de iarnă astfel de echipamente, fiindcă altfel va cam trebui să o dați la vale. M-am înșelat prin urmare, fiindcă această stână se vede foarte bine din Măguri. Am frecventat zona Măguri destul de mult în ultimii ani și vedeam această stână, dar nu mă așteptam să fie funcțională, nu mă așteptam să fie nefuncțională, mă așteptam să fie în condiții măcar optime. Asta este. Mergem la cealaltă stână, să sperăm că este mai bună și mai primitoare. Bucuri de spontaneitatea și de creativitatea poporului care este, cum se pare, nelimitată. Am ajuns la o stână ceva mai sănătoasă, mai normală, deși și asta cam jumătate din ea nu are acoperiș. Dar este ok, poate fi folosită fără niciun fel de problemă pe timp de iarnă. Înainte de a intra înăuntru și de a încerca să mâncăm ceva, iarăși văd lucruri care nu-mi plac. Mizerie lăsată la stână de către ciobani, cel mai probabil. Cred că ar trebui să facem un mic efort, dacă putem, ca ONG-uri de profil sau ca oameni de munte, să venim la acești oameni și să-i educăm, în sensul de
A le spune că atunci când coboară toamna, mai ales că nu le care cu spatele, să le pună în niște saci și să le ducă cu căruța jos la tomberon, fiindcă dă foarte bine și la imaginea lor, nu numai la felul cum ar trebui să arate muntele în general. Haide să intrăm în stână, că mi-e o foame de mor. Da, n-arată rău. Pare ok, cel puțin jumătatea din stânga mea. Cea din dreapta nu are nici acoperiș. Cred că este zona unde pregătesc laptele pentru închegat pe timp de vară. Peste acoperiș cred că a fost pus ceva nailon care a zburat de vânt. O să stăm un pic aici. O să mâncăm ceva, după care o să o dăm la, o să o dăm la vale. Fiindcă e deja târziu, ne apropiem de ora 2. Primul lucru pe care trebuie să-l facem atunci când ajungem la stână, fie iarna, fie vara, trebuie să încercăm să îngropim un foc. Acolo este locul de foc. O să folosim vatra pe care o folosesc și ciobanii vara. Este drept că acum este acoperită cu zăpadă, dar focul își face loc și printre zone mai înghețate. Așa că primul lucru și cel mai neplăcut, înainte de a prinde focul, este de a face rost de lemne. Hai să mergem să luăm lemne. Suntem un pic norocoși în sensul că avem lemne și uscate, un lucru care este foarte important atunci când încercăm să aprindem un foc. Avem lemne uscate nu departe de stână. O să rupem câteva și o să vă arăt și cum se aprinde focul chiar și atunci când lemnele sunt un pic umede. Sunt suficiente pentru ce avem noi de făcut. O să le mai mărunțez un pic în stână, după care o să le aprindem. O să le aprindem cu un lucru destul de simplu și destul de inflamabil. Cel mai bun carburant, ca să-i spun așa, pentru a aprinde focul, chiar și când lemnele sunt un pic ude, este rășina de brad. Este cea mai sfântă și vă garantez că se aprinde focul, nu instant, dar destul de repede. Cu ceva ascuțit, fie cu un cuțit, fie cu o surcerușă, răcăim bine rășina de brad. După care o luăm frumos pe o hârtiuță sau pe ceva să nu ne lipim și o punem exact deasupra unor crăcuțe uscate, după care dăm foc
și așteptăm ca flacăra să se aprindă și focul să ardă. Și vă garantez că o să ardă foarte bine. Vă spuneam că pentru a aprinde focul cât mai rapid posibil, trebuie să găsim câteva crăcuțe mici și uscate pe care să le punem undeva jos, adică sub lemnele groase, după care venim cu inflamabilul care este și după care o să punem lemne mai groase. O să mă întrebați de ce fac focul, dar o să vedeți de ce fac focul, pentru că am ceva special de preparat la foc. Se poate prepara și pe jar, dar se poate prepara și la foc. Cu puțin noroc, dacă găsim și o hârtie, de regulă până la stâni se mai găsesc hârtii, fie de ziar, fie de hârtie de sac. Întotdeauna o brichetă la casa omului și rucsacul celui care merge pe munte este binevenită. Chibriturile nu sunt foarte bune pentru că dacă se udă nu se mai aprind. În schimb, o brichetă ținută într-un loc uscat este foarte, foarte utilă. Hai să procedăm. Rășina deja s-a aprins. O să se îmbibe în lemne, după care o să țină focul aprins până când acestea ard singure. O să fie și fum, că asta e, dacă nu e foc, nu e fum. Și invers. Un fund găsit la fața locului, pregătim slănina. O să aranjăm și o țăpușă, după care o să o ținem, atenție, nu deasupra focului, ci în lateral undeva. Asta dacă suntem nerădători și vrem să servim o șuncă mai repede decât să stăm să așteptăm să se facă jarul. Slănina așadar este pregătită. N-am avut foarte multă, vă promit că data viitoare o să iau mai multă. O să mai scoatem printre altele o bucată de brânză de burduf de la Nea Nicolae din Bran. Brânză pe care am cumpărat-o astă vară, are stâna în muntele Padina. Vi-l recomand, face cea mai gustoasă brânză de burduf de pe Mapamond. Așa. Mai avem câțiva cârnați din același porc ecologic și o bucată de mușchi la care se adaugă, precum TVA-ul, ceapa minune. Fără ceapă, pe munte, nu aveți ce căuta. Așa că vă rog să serviți.
Oameni buni, cam atât am avut să vă arăt pentru săptămâna aceasta. Cu siguranță o să revenim și cu alte lucruri noi, cu alte lucruri interesante. Eu zic că a fost o tură care nu v-a plictisit foarte tare, deși plictiseala și nevoia sunt lucrurile care se pare că marchează cel mai mult viața unui om, așa după cum spunea un renumit gânditor german. Dar nu asta este important, ci faptul că am parcurs astăzi un munte care a fost în premieră pentru mine. Un munte mic, izolat, situat în sudul Leaotei, între Valea Raciului și Valea Răteiului. Un munte cu o creastă mică, dar foarte, foarte sălbatică. Este, după părerea mea, un masiv muntos, un munte practic, nu-i putem spune masiv muntos. Este un munte care are ce să ne arate, deși ruta pe care am pornit de dimineață pe Valea Raciului nu vi-o recomand, fiindcă este foarte sălbatică și mult mai abruptă, însă cea pe care am coborât, respectiv cea care vine dinspre zona Cheile Răteiului, spre zona de intersecție cu taberele Cerbul Vânătoru, este mai accesibilă și poate fi parcurs fără absolut niciun fel de problemă. Revenim, o sinteză scurtă, un munte frumos, un munte sălbatic, un munte care are ce să ne arate și un munte care are două stâni, una funcțională și una mai puțin funcțională. Și totodată un munte care ne poate arăta la rândul său foarte, foarte, foarte multe lucruri de jur împrejur în ceea ce privește panoramicul. Și aici, bineînțeles, n-aș uita să adaug masivele Leaota și masivele Bucegi, care s-au văzut, după cum ați observat și din imagini, mai frumos ca niciodată. Prin urmare, încă o dată, la mulți ani doamnelor, la mulți ani domnișoarelor, atât pentru ziua îndrăgostiților, cât și pentru ziua mărțișorului. Nu uitați, avem un județ frumos, dar și sălbatic, care zic eu că merită și foarte, foarte multă atenție. Până la o nouă ediție Aventura TV, numai bine!